Da mai avem limonadă? Bună seara! Se pare că suntem în direct. Cel puțin așa am fost informat cu timiditate. Sunteți la Mădălin Ionescu Show. N-am pretenția că ceea ce vă arăt acum este o emisiune. Este mai degrabă o pledoarie pentru naturalețe. De altfel, ceea ce se întâmplă în seara asta, chiar asta demonstrează. La noi acasă, aș putea spune că așa este. Adelina Pestrițu, bună seara. Bună seara, Madalin. Am retrăit emoția live-ului pentru că și înainte când înainte când noi eram colegi de platou, era mare agitație înainte să intrăm în direct și parcă aveam așa din ce în ce mai multe emoții și mai profunde și uite, acum am retrăit momentele de atunci. Au dispărut cei din band, fiecare cu business-ul lui, membrii trupei au treabă, unul dintre ei m-a sunat astăzi. Poate n-ar fi rost să facem o ediție cu ei. Cum să nu? Chiar mi-e dor de ei. S-au schimbat câte ceva de când nu mai prezentăm împreună. Amândoi suntem pe alte paliere. Tu ai devenit un fenomen dintr-o anumită perspectivă, adică n-ai mai prezentat, în schimb, pe spațiu online ai explodat. Erai și atunci într-o ascensiune majoră din punctul ăsta de vedere, dar online-ul în acest moment devine un concurent puternic al televiziunii. Și aici ai reușit, nu știu, aici niște secrete de ale tale. Bine, nu o să le spui pe toate, că altfel toată lumea și-ar face... Să știi că nu mă feresc. Păi, toată lumea și-ar face business pe zona asta. Da. O să ne spui, adică, o să discutăm despre multe lucruri în seara asta, atât cât am voie. Cine ți interzice, Madalina? Cenzura e și pe online. Însă, probabil că mulți au o curiozitate și poate invidie legată de ascensiunea asta ta pe online. Cum ți-a venit ideea? Te-a sfătuit cineva? Te-ai gândit că să-ți faci un backup? Că ai plecat din televiziune, așa cum și eu am plecat într-un moment cumva de suferință pe undeva personală. Sigur că aveam povestea cu familia și într-adevăr se apropia momentul în care o să nască Cristina, am luat decizia asta, dar am avut și niște chestii personale care m-au determinat să fac pasul ăsta. Tu când ai plecat în televiziune, ai plecat pentru a-ți face un business pe online? O afacere pe zona Acest asta? Business pe online a fost dezvoltat cu mult timp înainte. Oarecum au mers în paralel. Atât online-ul cât și cariera în televiziune. O carieră frumoasă de 8 ani. A venit vreun porumbel într-o seară și a zis, fetița, aici e de viitor treaba, bagă niște bănuți aici. Am eu câteva păsărele la cap, dar asta nu înseamnă că am fost sfătuită. Ne uităm și pe telefon? Da, să vedem mesajele. Nu, treaba asta cu online a venit din dorință proprie. Pur și simplu nu m-am gândit să fac un business din toată activitatea mea pe online. O avem și pe Cristina alături, care sparge, s-a apucat de spart, dăm o petrecere grecească. După. Da. Revenind, da, nu am pornit în ideea în care să câștig bani din activitatea mea online. Pur și simplu îmi plăcea... Era un alt vehicul de imagine. Da, și îmi plăcea foarte mult. Personaj public are nevoie de un alt mijloc de a, cum să zic, de a aduna cât mai mulți fani. Dar îmi plăcea foarte mult să mențin o legătură strânsă cu publicul. Cu cei care mă urmăresc, cei care mă admiră, cei care au curiozități legate de mine. Din asta ești altceva. Cum îți explici că tu ai ajuns într-un punct foarte sus, pe zona asta online-ului, și alții care, nu știu, sunt mega artiști, cântă, nu știu cum, fac, nu știu ce, au concerte în fiecare zi, dacă e posibil, n-au reușit să aibă performanțele tale. Adică ce te diferențiază pe tine? Sincer, asta poate să o spună cel care mă urmărește, admiratorul meu. Pentru că dacă ar fi să mă raportez la ceva anume din ceea ce am făcut eu ca această comunitate să crească în mediul online, nu pot să spun că am o rețetă sigură. Știu că am fost foarte consecventă în ceea ce... privește această desfășurare. Nu neapărat că îmi plăcea să fac poze, pentru că activitatea asta online nu se referă doar la poze și la selfie-uri și la... Numai că unii au fost mai rapizi, mai iuți. Au intuit că va merge treaba asta. Practic îți pui viața ta
viața personală, viața profesională. Să pui și criticilor și automat, pentru că taberele se împart întotdeauna. Da. Un exemplu recent aș putea spune că s-a întâmplat acum 2 ani când m-am așa tuns. Erau tabere pro și contra. Unii mă blamau că am luat această decizie și vai ce urât îmi stă tuns, așa, bărbățoi, oribil, groaznic. Iar alții mă felicitau pentru că au văzut dincolo de înfățișare, de o nouă înfățișare, un nou look. Au văzut de fapt motivul pentru care eu m-am tuns, faptul că am donat părul. Tu ți-ai creat și un fel de agenția ta de presă. Ești, acum ești într-un fel de și reality show, dar în același timp ești într-o agenție care e o chestie mai complicată decât doar un personaj public care postează. Că de asta spuneam. Deja ești în alt perimetru. Nu știu. Nu înțeleg de ce ai plecat de la Obis, că nu am spus niciodată. Totuși să aflu de ce ai ajuns aici. Eu de ce am plecat, exact, m-am Cristina. Da. Nu pot să spun că am plecat de undeva. Pot să spun că sunt etape ale vieții în care îți doresc să faci un anumit lucru. Da, și-l faci. Ca să vrei să faci cu tot dragul. Staturi de lucru pe care îl faci. Nu neapărat. Poți să ai în vizor o altă perspectivă a viitorului tău și în momentul într-un moment al vieții tale să iei o decizie radicală, o decizie la care nimeni nu se așteaptă și care oarecum îți dă un alt start. Și cred că aveam nevoie de asta. Și uite că sunt de 3 ani în această pauză de televiziune. Așa. Pauză, spun atunci când mă refer la faptul că nu prezint o emisiune. Așa, ești prezentă prin emisiune. Normal. Da. Dar pot să spun că a fost o decizie pe care s-o regret ulterior, pentru că mi-a făcut foarte bine. Uite, chiar s-a lăsat cu rezultate foarte bune. Ai avut timp pentru viața personală? Da. Dacă tu te-ai deschis discuția asta, ce a avut el de l-ai ales să fie tată al copilului? Adică Virgil? Da, Virgil. Ce a avut el? Era să zic Virgin, nu e tot. Da. Da, noroc că sunt obișnuită cu glumele lui Mădălin de la emisiune. Nu, că are o poreclă oricum care spune totul despre el. Nu are o poreclă, dar e altă discuție, da, asta nu cu intrăm, porecla. O să-l întreb personal. Nu, pe el îl cheamă Virgil și atât, Virgil, pentru toți cei care îl cunosc și pentru și cei care nu-l cunosc. Este un băiat foarte simpatic. Și este foarte un băiat foarte bun, sufletist, sincer, transparent și un băiat cu care eu am decis să îmi fac o familie, să aducem împreună un copil pe lume. Te-a cucerit din prima? Adică ți-a conferit siguranță din prima? Nu, nu m-a cucerit din prima. A durat foarte mult până m-a cucerit, pentru că eram într-o perioadă a vieții mele în care nu te așteptai la asta sau nu-ți doreai asta? Nu-mi doream să fac acest pas și să intru într-o relație și a avut mult de muncă. Nu vrei niște salări? Nu, bine că am mâncat înainte, că eu, na, cam asta tu poți să mănânci, stai liniștit. Cam asta era ideea întâlnirilor, hai să mâncăm ceva, măcar un măr dacă... Nu, mulțumesc bine mult, limonada asta e perfectă. Deci s-a străduit om. S-a străduit foarte mult și asta am apreciat. Cât a durat ritualul ăsta? Cam 7 luni. Nu, că... Până să ne vedem. L-ai fiert 7 luni? S-a fiert singur. Deci 7 luni ți-a scris sau cum? Nu v-ați văzut? 7 luni i-am comunicat la telefon, prin mesaje. Am păstrat o legătură strânsă până eu am reușit să prind o oarecare încredere în el. Ne știam de foarte mult timp, dar nu eram în punctul în care îmi doream să fac o schimbare. Să nu spui că te-ai abordat pe Instagram sau pe Facebook. Nu, nu m-a abordat nici pe Instagram, nici pe Facebook. Ne știam din înainte, dar nu am avut ocazia să stăm foarte, foarte mult de vorbă până eu am devenit o femeie liberă. Ne-am întâlnit la un eveniment, că așa se întâmplă. Ai venit cu el. Mi s-a părut un tip extraordinar. Foarte, da, este deschis, un băiat bun. Așa. Deci s-a conferit încredere, că de fapt despre asta e vorba și ai decis să faci încredere un copil și mi-a dat curajul să merg mai departe, chiar dacă au fost momente în care eram sceptică. Eu, în general, sunt sceptică în ceea ce îi privește pe oamenii din jurul meu și nu asta pentru că așa mi-am propus eu. Exact, nu mi-am propus eu, pur și simplu viața mi-a arătat că... Îi facem copil cu el, nu mai e niciun fel de teamă acum.
vrei să mergi înainte, bănuiesc că urmează și alte momente. Trebuie să teamă, nu am teamă. La propriu, adică... Nu, pentru că indiferent ceea ce se, de ceea ce urmează să se întâmple, acest copil ne unește și ne... Eu nu mai ne... s-a curând cu modernității, nu știu, te-a cerut de soție, nu te-a cerut. M-a cerut, că de asta am acest inel pe deget. M-a cerut și a fost foarte... Adică altfel nu-ți luai inel sau cum? De logodnă? Nu știu ce să zic. Crezi că știu care e inelul de logodnă? Păi e unul specific, trebuie să fie... Să arate într-un anume fel. Am înțeles. Deci, da. Pretențiile... Da, a fost cu cerere în căsătorie... S-a, nu pot să zic că s-a formalizat, pentru că tot a fost foarte profund, foarte pasional, așa. Și... Nu, mai aveam eu puțin și plângeam. Tu ai plâns când ai cerut-o pe Cristina? Nu, noi a fost ceva de pomină. Serios? De ce? Ți-a dat cu inelul în cap? Dar... Să spună Cristina, nu, mie mi-e rușine. Data viitoare, Cristina, trebuie să particip și tu la discuție. Da, arătam mult mai bine atunci, nu eram așa de... Cum să zic eu... Acum sunt într-o formă fizică de invidiat. Am văzut că tragi sarcină, din greu la sală. Da, sunt după sarcină și... Da, tu zdrevi mai greu decât Cristina. Arătam după sarcină. De bine atunci și am profitat de ocazia respectivă și m-am dezbrăcat pur și simplu. Fizic sau de... Serios? Serios. Ei, uite, asta da, ai mai spus? Da, un prosop, aveam un prosop. Așa, nu mai știu, toate detalii, a fost o nebunie. Da. Așa dezinhibat, Mădălin? Da, eram ceva... Și n-aveai și tu emoții? N-am avut. Deci a fost o nebunie. N-am avut emoții și a ieșit minunat tot momentul ăla. Deci, n-a fost nimic pregătit așa. A fost mulțumită de prestații sau sau ți-a reproșat că ar fi vrut și altul. Se putea și mai bine. Se putea și mai rău. Îți dai seama, întotdeauna există loc. Mesaje de la prietenii noștri, chiar vă rog să-i adresați întrebări Adelinei, profitați de această prezență în cadrul acestei emisiuni deja celebre. Pe Facebook, mesaje drăguțe de la prietenii noștri. Îi pupăm pe toți. Bună, Ioana. Mă rog, te îmbrățișează. Sunt o mulțime de mesaje. Chiar aș vrea, bine, cu, hai să zicem, invitația la decență de rigoare să adresați mesaje până la finalul emisiunii. Ok, ești în situația în care ai un business. Da. Sunt mulți care nu cred încă în online. Eu cred. Și asta mi-am demonstrat singură. Deși eu știu că piața online se dezvoltă, cel puțin anul ăsta, publicitatea pe online ajunge undeva la 85 de milioane de euro în casări. Față de televiziune care are 270, deci distanța nu mai e atât de mare. Eu cred și eu în online. Ai o familie deja? Apropo de asta, Madelin, de afacerea online, pe lângă conturile de Instagram și Facebook, nu știu cât știu din cei care mă urmăresc, că am și o revistă online, Eda Magazine se numește, și acolo sunt activă zilnic. Nu trece zi de la Dumnezeu fără ca eu să nu scriu un articol și să nu mă implic. Chiar dacă nu scriu, sunt alături de echipa care lucrează pentru această revistă și e o treabă în care m-am implicat foarte tare. Deci ai o... Te naști cu asta, nu știu, trebuie să ai o vocație, că sunt mulți care au creier, de exemplu, sau... încearcă, merg pe la Harvard, pe la Oxford, tot felul, sunt absolvenți de universități de prestigiu, învață și practică tot felul de chestii, nu reușesc să facă mai. Sincer, cred că mai ține și de noroc. Că ai, totuși, plătești niște oameni, întreții o echipă. Sunt sacrificii, să știi. Asta vreau să te întreb. Și... Ai avut, după ce ai plecat de la Obis, moment în care ți-a fost teama că... nu știu, să-ți fie foarte greu din punct de vedere financiar? Sau ai avut zile în care ți-a fost greu? Aș fi ipocrită să spun că nu m-am gândit nicio clipă la aspectul ăsta. Odată ce eu sunt o fire foarte organizată și foarte responsabilă și pe lângă viața pe care eu am grijă să, mă rog, să nu am lipsuri, să îmi asigur traiul zilei de mâine, mai am și alți oameni care depind de mine și de veniturile pe care eu le am. Și cum e? Să ai, nu știu, și... câți oameni care depind de ceea ce fac? E
plăcut din momentul în care știi că tu ajuți și alți oameni. Este neplăcut când ți se înneacă anumite corăbii și te ia o stare de panică. Dar această stare de panică, dacă știi cum să o gestionezi, trece foarte repede și ideea e să nu te blochezi, să nu-ți blochezi psihicul pe anumite... Adică să fii deschis anumite specie, tot felul de oportunități. Pentru că nu a murit nimeni din asta. Există viață după orice. Există... Ne vedeam un japonez. Am văzut un japonez. Urmăresc tot felul de personaje interesante. Pe diverse mijloace media. Și era un japonez care avea 80 de ani. Și omul preda cursuri de reorientare profesională. Și învăța oameni de peste 60 de ani, de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani, cum să se reangajeze, cum să-și reconstruiască viitorul după ce au pierdut, au ieșit dintr-un domeniu în care credeau că vor sta toată viața, înțelegi? Și ăsta, la 80 de ani, făcea, tipul face la 80 de ani, 10 de mii de euro pe lună? Totul pleacă de aici. Este influencer, de la speaker motivațional, starea de influencer. Și reușește, deci chiar și-a dezvoltat propriile business-uri, pe lângă business-uri, la 80 de ani să poți să faci lucrul ăsta, e de o vitalitate extraordinară. Asta e, în permanență trebuie să fii pregătit. Nu toți oamenii pot, mai ales într-o țară ca asta. Trecem de, na, nu o să vorbim de mediul politic, dar tu o să ai un copil. Și mă gândeam, dacă nu, că noi ne gândim, eu am discuții cu Cristina des pe tema asta. Ți se pare o țară în care să-ți crești în siguranță un copil? Adică nu te-ai gândit să pleci cumva din România, să-ți muți? Tu ai un business care se poate, pe care îl poți muta oricând da, în afara țării. Da, da, pot să desfășor activitatea din pat, mediu, de la laptop și totul să funcționeze în termen normal. M-am gândit să mă mut și mi-ar plăcea foarte tare să mă mut, dar nu știu dacă definitiv, poate așa, unde? Periodic. Îmi place America. În Statele Unite. Da, dat fiind faptul că am fost și de vreo 6 ori. Și de fiecare dată am rămas îndrăgostită. M-am îndrăgostit și mai tare la, cu fiecare vacanță. Ce-ți place la Statul Unite? Am fost și eu. Nu știu, îmi place să văd oamenii zâmbind pe stradă. Știu că ei poate privesc și altfel lucrurile și au mult mai multe posibilități față de noi, care suntem o țară micuță pe hartă. Dar îmi place tot ce se întâmplă acolo. Poți să faci orice. Dacă ai o idee cât de mică, cu siguranță o să reușești cândva. Trebuie doar să fii perseverent, să te implici și să-ți dorești foarte mult să faci ceva. Dacă... Bine, tot e grandios în Statele Unite. Da. În principiu, cam asta e ceea ce te șochează. Dacă te duci în Las Vegas, înțelegi tot. Cam cum văd americanii viața. De-aia lumea cinematografică la ei este altfel. Bine, Vegas e mai de weekend, așa, mai de... E de weekend. Da, și peste tot mie îmi place foarte mult Miami. De ideea de a fi lider, da. Asta îi învață de mici. Sigur, cei mai puțini trei ajung lideri. Și la americani e o mare problemă. Pentru că e un sistem care, din punctul meu de vedere, e foarte cosmetizat. E o țară interesantă. E o țară, cea mai puternică țară din lume, în primul rând. Eu m-aș retrage, de exemplu, m-aș muta în Spania sau în Portugalia. Mi s-ar părea, eu sunt mai de la chill, vreau un pic de liniște. S-ar putea să mă saturi de liniște asta la un moment dat. Dar dacă ai avea mâine posibilitatea să pleci și să știi că acolo e stabilă. Cât ai sta permanent acolo sau cred, ai face naveta? Da, cred că aș face România naveta, aș sta câteva luni, nu știu, 6-7 luni. Da, acolo. Da, plecată. M-aș întoarce în România pentru familie și prieteni. Nu pot să mă desprind definitiv. Ce, nu? Ți-ai luat fata cu tine, nu? Și evident, soțul, dar va fi soțul familie, tău. Mai am și familia, mama, tata, fratele, rudele, prieteni și cu care am copilărit. N-ar veni și ei acolo? Crezi că le-ar fi ar fi drăguț să-i mut pe toți acolo, da. Nu cred că s-ar adapta. Bine, ideal ar fi să avem o țară în care să putem locui, în care să putem respira mai degrabă, că de locuit, locuim. Te interesează mediul ăsta politic? Nu, s-a deloc. Să candidezi vreodată? Nu mă implic în această treabă. Adică mă miră că tu, având atât de mulți followeri pe Instagram și pe Facebook, să nu fii abordată de mediile politice care sunt permanente căutare de personaje, persoane care să-i ajute și să le ridice un pic, să zicem, sincer, nu vreau politică. Să mă implic în nimic politic. Nimeni? Nu m-a sunat nimeni, nu. Căutat? Am alte activități. Cioloș, să fi zis, Adelina, am nevoie de... Nu. Nu e cazul. Cineva care să mă susțină în acest moment. Nu e cazul. Mie îmi place foarte mult să îmi desfășor de activitatea online, poate și în mediul, în televiziune.
Dar cam atât pentru moment. E suficient. Nu te Uite, îmi vine politic. și un copil, o să am alte activități. Ce, cum s-a schimbat viața ta de când ești cu asta mică după tine tot timpul? Ce nu făceai înainte și nu mai faci acum, de exemplu? Păi, fac cam tot. Merg inclusiv la sală. Merg pe jos, merg la evenimente, fac mișcare în fiecare zi, merg la masaje. Mănânci la fel? Mănânc aproximativ adică la fel. Pentru că sunt... tot timpul, ca și nu, am auzit că tu ai mâncat de-aia. Da. Cristina, da, sarcină, o să dau din casă. Cristina are câteva reproșuri de făcut. Mi-a distrus fizicul. Și nu mai revin de atunci. Ai de gând să te bagi pe sport, rata? De fapt, stai, că toată ziua te văd la astăzi sport. Astăzi am fost la sport. Mie îmi place să merg pe bandă atât. Mie nu. Banda deloc. La sală nu. Joc fotbal. Asta, dacă mă pui cu să trag de fiare, să alea, TRX-ul, să... E senzațional tot ce se întâmplă. Să treci în gol, e fabulos. O să mai ia puțin. Încălzirea e mai lungă la mine. Când merg la sală. Da. Tu te ocupi cu pozele la sală și Cristina cu antrenamentul, nu? Da. Asta spun mulți. Deci, oricum și asta e un efort. Să prinzi unghiurile cele mai bune, cadrele Știu. Cele mai bune. Baby, încărcătorul, ca să văd și eu mesajele oamenilor. Rămânem fără baterie? Suntem în continuare în live? Da? Ok, că nu mai arată telefonul. Ba da. Suntem bine aici? Ia uite. Ok, ce? Deci faci aceleași lucruri. Nu e nimeni, nu se schimbă. Aceleași lucruri, da. Am grijă foarte mare. Adică nu, am moment... Nu. Am momente în care sunt agitată, într-adevăr. Hormonii din perioada din asta a sarcinii. Nu, hormonii din perioada sarcinii și fac un pic de cap, dar nu mă manifest nepotrivit, să știi, sunt foarte civilizată și acum în trafic, dacă sunt la volan toate și dacă femei, mi-a tăiat cineva fața, e imposibil să nu mă manifest în vreun fel. Înjuri la volan? Cine nu înjură? Sincer. Există cineva în lumea asta care să nu înjure? Asta e imposibil să nu înjure pe unii. Dar eu, de exemplu, nu suport ideea asta de chestia asta. Nu înțeleg cu cei care nu semnalizează când trec de pe o bandă pe alta. Oricum, fiecare are legea lui în trafic. Eu nu înțeleg de ce, de exemplu, pe DN-ul ăsta de aici, de la noi, din Otopeni până la Băneasa, tot timpul se lovesc. Băieții străi benzi. Pentru că circulă cu viteză. Nervos. Și eu am fost o fire foarte viteză umană. Acum am potolit, mai ales de când sunt cu bebe, conduc cu 30 la oră, parcă sunt o bătrânică. Dar e mai bine, da, e mai safe. Și... Bun, toate femeile însărcinate sunt mai sensibile un pic. Adică... Și eu sunt sensibilă. Plâng la filme, plâng la situații de viață. Când îmi povestește cineva, nu știu, despre oameni care se despart sau copii care nu au ce mânca sau despre cazuri umanitare. Când ai plâns ultima oară? Pentru ce? Aseară am plâns la film. A fost... uite că... Știi, gravidele uită foarte multe lucruri. Am și uitat cum se numește. A fost un film, parcă pe Antena 1. Și da, am plâns că a fost dramă. Dar în rest, să știi că plâng foarte des. Foarte des. Mă impresionează în special copiii și bătrânii. Și nu te enervează al tău deloc? În perioada asta? Așa se spune. Săracul nu are cu ce să mă enerveze, că este atât de, de docil. Așa ne întrebau și pe noi. Spun și eu întrebări de la idiote. Voi nu vă certați? Nu, eu sunt un pic mai acidă când vine vorba despre vase în ghiuvetă lăsate de pe zi pe alta. Când vine vorba despre prosoape lăsate în baie, da, după ce face duș. Dar, sincer, nu pot să-l nebunesc pe om la cap. Că bărbații, în general, sunt așa mai dezordonați. Nu e așa, Madeline? Așa este. Nu, e adevărat. Tu cu ce enervezi pe Cristina? Ce faci prin casă? Îmi place ordinea, de exemplu. Îți place ordinea? Da, îmi place să am un spațiu faci ordinat, sau să o menții? Și să o mențin, să am parte de ea, dar e adevărat, detaliile îmi scapă. Practica, întotdeauna la practică sunteți. Nu mă pune să fac chestii în detaliu, de suprafață așa,
merg până aproape de detalii. Eu sunt perfecționistă și foarte, extrem de fixistă. Dau cu aspiratorul, mi-e șterg teamă. Praful, da, subțire, deci nu, da. Nu te aștepta la nu știu ce. Dar îți duci hainele pe care le-ai purtat asta, în da. Coșul niciodată, de haine. Nu le arunc aiurea, nu le arunc niciodată. Le pun întotdeauna în dressing, chiar și se confirmă din regie? Chiar și nespălate, dar eu le pun la loc. Dar da, ele pun da, la loc. Da, da. Da, e, nu știu dacă e bine, e mai bine așa sau. Dar oricum nu vreau să văd haine aruncate prin casă. Da. Da. Eu nu știu ce o să mă fac când o să vină Zenaida și o să... Îți dai seama, copilul se joacă, face dezordine. Voi știți cum e. Nu, încă nu. Și încă nu face. Mi-e un pic teamă de faptul că o să devin din ce în ce mai... Obsedată de... Mai obsedată de curățenie. Dar de unde-ți vine treaba asta? Păi, cred că de la mama mea o moștenesc, pentru că ea era și este în continuare disperată cu ordinea prin casă și cu curățenia și am moștenit-o. Păi eu mă duc la psiholog, dar nu există tratament pentru asta. E destul de, de gravă treaba. Viața este, nu e foarte lungă. Ar trebui să ne bucurăm mai mult decât să ne bucurăm mai des. Eu mă bucur când am o casă foarte curată și ordonată. Da, auzi cum sună asta? Ar trebui să ne bucurăm mai mult decât să ne supărăm mai des. Da. E... Ai putea să faci poze din alea cu mesaje pe citate internet. Alese, da. Exact. Citate alese. Vă salutăm din Spania. Uite, începem să citim mesaje. O super emisiune. Vă urmărim cu mare drag. Felicitări. Doamna, a întrebat cineva ce naști. Să spunem că un copil, în primul rând. Dar probabil să întreba sexul. E fetiță. Fetiță, aici și apoi se numește Zenaida. Niciun băiat nu va purta acest nume. Cum adică? Cum... cum să ai băiat să-i pui Zenaida? A, Zenaida, nu. Îi trasezi destinul pe veci. E clar. Îl faci special. Îl faci special. Unic. Unic, Doamne ferește, nu. Doamna Adelina Pestrițu, să aveți parte de o sarcină ușoară. Mare un pic. Mulțumesc. Ai o parte de o sarcină ușoară, nu? Da, Doamne ajută. Dacă sănătate toate multă. Femeile ar avea o spune sarcină Elena cum am avut-o eu. Tătar. Se aude și Petra din greu. Felicitări, dragilor, sunteți minunați, spune Ina Calaman. Mulțumim, Ina. Mircea, Iliana, vă ador pe toți. Toți, să trăiască toți. De ce nu? Bună ziua, vreau să fac un anunț. Eu acum, săptămână, mi-am luat țeapă de la firma... Oh, hai că nu întrebăm probleme de genul ăsta. Spune Ionela Moș. Ne pare rău, scrieți-mi în privat, nu știu dacă vă pot ajuta cu ceva. Ce fain că te putem vedea. Foarte multe mesaje. Tu poți să mai citești mesaje ca... Da? Eu încep să mă servesc. Te rog, mănânci, nu-ți permiți chiar deloc să mănânci seara nu prea mănânc. Nu prea mănânc asta. Seara. Ce mănânci într-o zi normal? Hai că eu mai citesc mesaje. Mănânc friptură cu salată. Astăzi, spre exemplu, am mâncat șnițele în fulgi de cocos, șnițele de pui. Șnițele mi le-am făcut singur, singura seară. Dar de ce în fulgi de cocos? De ce nu în fulgi de... E o rețetă pe care... Nu știu de... Mă fac de mult timp și îmi plac foarte mult. Cu da, salată. Au un aport, adică sunt mai puțin calorici? Da, fulgi ăștia. Da, da. Serios? Încearcă. Sunt avem, mult mai gustoase. Noi avem pilaf, v-a făcut sac la pilaf. E foarte bun mărarul din pilaf. Mărarul? Mărar, a pus puțin mărar, da, nu, și gustul e senzațional. Sper că soacra nu se uită că o să stea cu pilaful în cap. Face, nu, face pilaf senzațional. Și nu pot să rezist. Asta vreau să spun, că dacă eu prefer să plec de acasă când gătește soacra mea. Pentru că altfel știu mănânc, că ești gurman, Madalina. Că în ședințe tot timpul îți comandai nenorociri. Chiar așa rău era? Da. Serios, comandam? Nu era toți rău, luam, că... Toți ne luam de la bucătăria aia care era în da. Era, era o bombă, am înțeles că a dispărut. Era o bombă în sensul de calorică. Da. Bombă calorică, mâncam numai de-astea paripioare de pui, de ceafă de pui. Cum a zis un prieten de-al meu la un moment dat. Așteptăm mesajele în continuare. Mie mi s-a întrerupt transmisia câteva ori, așa mi-a arătat mie, e normal. Da, uite pe telefonul ăsta. Nu? Natura la tine a fost darnică, zice Grigore Aliesei, cred că despre tine. La mine? Mai primești mesaje de la bărbați chiar și în această perioadă în care ești însărcinată? Da, cum să nu? Și... Ce crezi că sunt ferită de... Primesc pe Facebook, pe Instagram. Sunt admiratori. Și eu le mulțumesc foarte mult că îmi dau aceste mesaje, pentru că, în primul rând, crește stima de sine. A lor. Da. Virgil știe că este cu o persoană cunoscută și da. E normal să primească. Dar și el primește mesaje? Da, poate să primească. E un bărbat frumos. De ce să nu primească? Dar îl verifici? Nu. Nu? Nu. Ca să de ce l-aș verifica? Eu, asta, întrebam dacă nu. S-a terminat, nu, gata. Am o destas bine cu încrederea.
Câte kilograme ai pus? Te întreabă Elisa. Elisa Ilia, cred. Sincer, uite, asta e o treabă pe care mi-aș fi dorit să o discut și foarte bine că ai abordat acest subiect. Am văzut foarte multe femei. Da, te rog. Da, am văzut foarte multe femei care în 8-9 luni de sarcină spun: "Nu, am luat 2 kilograme, le-am pus așa." Tu știi că există puțin. Și astfel de femei? Chiar există. Mădălin, 3 kilograme are în 9 luni. Copilul din burta unei femei are 2-3 kilograme, depinde foarte mult de sarcină. Da. Eu când aud aceste teorii, am luat lichidul amniotic. Elena Gheorghe a luat 6 kg. Cum? Nu știu. Și-a născut copil de 3 kg? Sau 2 kg și ceva? 2 kg lichid, ceva. Placentă, retenția de apă, da, pe care oricine... Tu ai luat mai mult decât Cristina, oricum. Nu, nu. Am luat, eu sunt în aproape 8 luni de sarcină și am luat cam 12 kg, aproape de 12. Da, n-am nicio problemă. Mulțumesc pentru urare, ce prieten apropiat. Să spune că în ultimele 2 luni, dar nu, acum o să iei maxim 2. Lasă, nu mai preconiza tu cât o să iau eu. Zi și tu că o să iau încă 2-3 și asta e. 12 kg ar trebui să aibă lichidul cu fătul. Deci asta e tot. Și asta se întâmplă. Oricum am înțeles că în momentul în care naști, lași în spital 6-7 kg. Așa că nu vreau să fiu ipocrită. Sunt însărcinată. Îmi vine să mănânc și mănânc. Simplu. Doar seara evit să mă apropii de prăjituri, de nu știu, chestii super calorioase, combinații, carne cu cartof. Sau cu orez, sau tot felul de nenorociri de genul ăsta. Și mai mănânci deloc treaba asta, chestiile astea? Seara nu. Mănânc cel mult o felie de pepene, pentru că se transformă în apă, chiar dacă e dulce. Și mă rog, se spune atât că fructele... Seara? Da. Și uite, bea o limonadă asta la o voi. O felie de pepene? Da. Și dacă ți-aduc acum un prosecco și spun un ardei? Sincer, m-am mai gustat așa din prosecco, dar nu am băut. Recunoaște că ai o problemă cu alcoolul. Ce glumeți. Nu, niciodată nu mi-a plăcut. Da. Dar am mai pot să gust. Nu e, și cafeaua este permisă în timpul sarcinii. Că am tot auzit tot felul de teorii. Vai. Noi am avut nevoie baby să voie să bem cafea? Da. Da. Dar odată ce discuți cu medicul tău, medicul care îți urmărește sarcina și îți spune, da, poți să bei o ceșcuță de cafea, nu este o tragedie, acum nu stai cu termosul lângă tine și bă, ți s-a făcut sete, ai dat cu cafeaua pe gât. Mi se par niște exagerări, știi, și femeile de multe ori găsesc în perioada asta a sarcinii, care este foarte frumoasă și poate să fie și grea, evident, depinde foarte mult de sarcină și de femeie, duc așa totul în extrem, știi? Vai! Nu! Nu stai pe partea dreaptă! Ca și treaba cu poftele, care e o exagerare. Da, sau cu expusul la soare. Sunt cazuri, subliniez, sunt cazuri în care chiar medicul îți spune să nu te expui la soare. Dacă medicul ți-a zis, e logic, nu stai să îl contrazici. Nu dorme Petra? Tare. Înseamnă că la s-a agitat. Noapte, ce o să faci când se va naște Zenaida, dacă o să se va naște și va fi destul de solicitant, adică va avea un program de noapte destul de activ. Oricum, niciunul dintre noi nu... Ți-ai făcut planuri în sensul ăsta? Niciunul dintre noi nu ne culcăm înaintea orei 3. Asta a fost și greșeala noastră. De ce greșeala? A, da? Și profită la maxim acum, nu? Pe de altă parte, cred că e mai bine așa. Pentru că, mă rog, dacă cel mic se culcă pe la 2:30, in the morning, cum ar veni, așa, și doarme vreo 9 ore și te trezești pe la 11, îți permite să dormi până la 10:30, e lux. Da. Așa, dacă s-ar trezi la 5-6 și m-ar lua prin casă să-mi arate lucruri, pe care le știu deja, da, nu ar fi foarte bine. Eu cred că e mai bine așa. Da. Da, o să avem nevoie de ajutor. O să lași prin cezariană, clar? Nu e clar, de ce? Nu știi, nu? N-am hotărât, nu. Nu te-ai decis. În România, cam asta... Cum spune asta, medicul, așa voi face. Cam asta zic medicii, în general. Cam asta e tendința la noi. Nu neapărat. Depinde de mulți factori. Ține, până la urmă, de cum a decurs sarcina și de cum e poziționat copilul, de foarte multe lucruri. Nu e ca și cum mă duc și zic, nu vreau perechea asta de pantofi galbeni, îi vreau pe ăștia albaștri.
Reveniți pe micul ecran, sunteți superbi împreună, țineți-o tot așa, vă iubim și vă pupăm, pupici multe, Elena total a revenit în forță, mulțumim mult. Eu am luat vreo 25 de kilograme, spune Ramona Munteanu, în sarcină. Uite, vezi? Și am născut un copil de 3 kg 650. Păi și noi am luat tot împreună sau separat? Împreună am luat mai mult. La voi e complicat da. Cazul, trebuie și tratat un copil individual. De 3 kg 780. Doar Cristina, tu mai ai. Sarcina ta e un pic mai am lungă. Am simțit la fel, pentru că am stat lângă ea. Da? Ai ținut-o de mână? Da, și a fost, credem, este... Ea a fost atât de calmă. A fost tu ai incredibil. Fost agitat. Nu, n-am apucat. A am văzut niște filmări pe internet cu niște bărbați care participă. Nu, ferească. A fost atât de calmă că toată echipa medicală a fost ca la mall. Ca și cum era o plimbare la mall și vedeam, ne uitam la vitrine. Toți erau foarte calmi, neașteptat de calmi. Păi ei fac asta? M-a șocat momentul în care am văzut-o pe Petra, că era un pic vânat așa să copiii când ies și era acoperită de stratul ăla, nu mai țin de cum se numește. Și era foarte emoționant și știu că am băut în noaptea aia 6-9 freșuri și știam că am văzut că în fiecare freș intrau 6 portocale. Deci 54 de portocale am băgat în mine. Aveai nevoie de calciu, Mădălin? 54 de portocale și când am ajuns acasă aveam 16 cu 10. Supradoză de portocale? Deci, cam asta s-a întâmplat. Mădălin, mă bucur să vă văd împreună pe când și la TV. Am spus, nici Adelina nu exclude televiziunea, nici eu. Nu, eu de-abia aștept să mă reîntorc, dar să mă identific cu un proiect și să vină zenii pe lume. Pe ce program prezintă Mădălin? Alina Maria. Deocamdată aici pe Facebook, știu că nu pare un program și aveți dreptate. Nu, e Otopen TV. Da, la Otopen TV aici, noi ne plimbăm, mergem și la Madrid TV dacă e nevoie. Și la Barcelona, și la Lisabona, și pe la Paris, avem prieteni și acolo. Peste tot unde sunt români care au reușit să facă ceva în viață și care pot să le transmită semenilor lor povești din care au ce învăța. Eu cam asta mi-am propus, înțelegi, cu toată partea asta, să vedem ce va ieși. Foarte frumos. Foarte multe mesaje succes. Drăguțe de la cei care se uită la noi. Mulți te pupă, îți urează de toate. Și eu îi pup. E un privilegiu să vă vedem împreună. Fericitări pentru show-ul tău. Ok. Mai citim din mesaje. O să vină Virgilia, e plecat acum, are activitate, el își întreține fizic, nu? L-ai normal. Obligat tu sau... Nu, el joacă fotbal de 2 ori pe săptămână și viață. E un mod de a se relaxa, așa cum și eu merg la sală în continuare. Fără accidente? El sau eu. El. A mai venit bunat acasă, dar... Ultima oară când am fost la fotbal, am făcut și pagatul fără să vreau. A fost rău. Da, am jucat fotbal bine. Nu te întreb ce ai simțit. E adevărat că nu mai am dexteritatea sau skills, calitățile de odinioară. Și iar m-am întâlnit cu Marius, cu Sucioane Roman, acum câteva zile. El e un fotbalist bun. Și tot s-a făcut un accident, s-a dus la fotbal, a zis că o ia ușor în poartă. Nici în poartă n-a scăpat. A venit cu piciorul în gips sau nu știu. Asta e periculos acum. Deci nu e cu accident. Dar e bine că faceți mișcare. Ce poți joacă? Habar nu am. Eu oricum nu sunt microbistă, nu mă implic în așa ceva. Începe campionatul mondial în curând. O să te deranjeze cu sărite la meciuri? Nu. Dacă e plăcerea lui să facă ce își dorește el. Este un om care are, din partea mea, toată libertatea de a se simți bine. Eu nu mai iese cu băieții în perioada asta? Da, cum să nu iasă cu băieții? Doar nu l-am sequestrat. Și eu dacă vreau ies cu fetele, nu e o problemă. Și eu ies cu băieți. Da, tu știi că eu am foarte mulți prieteni băieți. Adevărat. Bărbați. Adevărat. Chiar zilele trecute am făcut un material nu și... Nu în mediul ăsta să nu ai prieteni de toate categoriile, toate sexele. Nu, dar eu mă înțeleg foarte bine și cu bărbații și cu femeile. De ce să nu avem... Asta nu înseamnă că trebuie să ai ceva extra. Iese pur și simplu... Club? Dar nu, la club nu iese, noapte. Nu iese nici el, nu ies nici eu. Consider că etapa asta cu cluburile și cu viața de noapte, oarecum ne-am consumat-o individual. Acum, dacă are vreo dorință arzătoare să iasă în club, cu siguranță... Acasă. Nu, Doamne, nu. Show, o să... Da. Nu e cazul. O să ieșim împreună la club și ne bine, distrăm împreună. Trebuie să mai așteptați vreo 2 ani și ceva. Nu chiar. De asta te întrebam, dacă sunteți pregătiți, v-ați luat bune, v-ați gândit? Ați avut casting deja acum? Nu mai mult. N-am avut casting pentru că... Și crede-ne, e greu. Vrem să ne testăm limitele.
Păi depinde de copil. Eu zic că dacă ai, avem câteva cazuri printre prietenii noștri, dacă ai norocul lor, e bine să ții bună de vreme. Da, nu, vedem în funcție de cum ne descurcăm. Ne dorim să ne implicăm în viața copilului și să nu treacă corect aceste momente, nu știu, primul dințișor, primul mama sau tata. Nu vrem să trecem, să sărim aceste etape, pentru că nu te mai întâlnești cu ele. Practic și hotărâtă, ca împreună cu Virgil, să fiți dedicați aproape 100%. Aproape 100%, în limita posibilităților, pentru că eu... Mama ta sau mama lui... Vor fi implicate și ele, desigur. Dar exact. Nu. Nu. Nu e cazul. Pentru că ne înțelegem foarte bine și odată ce există respect și liniște și înțelegere și o formă de adaptare. Până apare copilul, spune. Da? Ai ceva de declarat, Madelin? Nu, dar e greu. Noi suntem în casă mulți. Și Petra ne ia pe toți la rând și după o zi întreagă suntem varză. Pentru că se răsfață că are la dispoziție bunici, părinți, frați, surori. Cred că așa a fost întotdeauna, cred că și noi am avut aceeași energie. Mama îmi spunea că eu n-am dormit sau am plâns până la 2 ani. Și cădeau cu capul de calorifer cum îmi învață, deci era ceva cumplit. Bănuiesc că era la fel, dar mi se pare că cei de acum, ăștia mici, vin cu un bagaj genetic extraordinar și sunt foarte dinamici. Probabil că și noi suntem mai implicați. Familia de acum e mult mai implicată decât cea de dinainte. Da. Acolo, pe la un an, îți dădeau cheia de gât și ai marș. Ești afară. Exact. Ești mare, lasă, nu mai plânge. Cât ai, mă, un an, ești afară. Nu știu care dintre variante e mai bună. Nu știu care. Asta e. Nu pot să mă hotărăsc, pentru că și eu am crescut cu cheia de gât și cu, nu știu, mi se rupeau expadrilele alea din picioare și colanții pe mine. Și nu vedea nimeni. Și, sincer, adică am supraviețuit, am mâncat, nu știu, la bunici. Dădeam un colț de pâine și la revedere mă duceam pe uliță și mă mai întorceam seara. Nu stăteam la masă, nu stăteam... Eu cred că e undeva la mijloc de povestea asta. Trebuie să fie. E normal ca și părinții să se implice și să-ți dea acele sfaturi de care ai nevoie, mai ales în perioada pubertății, dar și înainte. Până la 7 ani e bine să fii foarte atașat de copil. După care, nici așa să te lasă. Acum, liber. Nu știu, cu tabletele astea, cu internetul. Toată lumea zice că nu e bine, dar Petra dă în prima zi. Nici nu poți să-i privești la... Ăsta e viitorul lor. Tot, adică... Exact. Practic îi îndobitocești tu cu mâna ta. Nu, dar peste 10 ani vor trăi numai din gadgeturile astea. Adică toate joburile, toate businessurile, toate meseriile se vor adapta acestui trend. Exact. Practic degeaba iei tu tableta că this is the future, ăsta e viitorul. Pentru moment eu sunt de părere că ar trebui totul cu o limită. Adică nu de dimineață până seara cu tableta în mână, dar nici oricum, fără ne și... Ne vom bate cu roboții, adică ăștia ne vor concedia. E cazul meu că eu sunt deja pensionar. Glumesc, da. Cu un pic glumesc, da. Dar ne vor bate ăștia, deci ne scot din orice înseamnă job. Poate doar în televiziune, dacă mai rezistă televiziunea. Să mai fie oamenii, știi, să mai rămână, că mai e chestie de umor, să fie spontan, spontaneitate, nu știu ce. Da, ce, că și roboții, și roboții pot deveni... Și roboții, probabil că o să învețe citate, glume, o să spună la bancuri în prostie, să ne sătură. Dar ăsta e viitorul și cred că și în dragoste, peste 10 ani, dar nu știu dacă te-ai gândit la asta, o să, cei de atunci o să-și ia partenerii de la dealeri. Deci cum îți iei mașinile astăzi de la dealerii, mă, de mașini? Mă, spăimântă ceea ce îmi spui. Nu, așa va fi, spre asta se va merge. Pentru că îți dai seama, bărbații își vor lua soții care nu vor comenta niciodată când s-au săturat, apasă pe telecomandă și ales cum. Dar cred că o variantă și acum, femeile vor face la fel, s-au săturat de bărbați, acum e o competiție uriașă între sexe. Și vor face de toate în casă și sex. Va fi suficient. Fiecare deci cum își dorește să-și trăiască viața. Noi încă suntem fericiți, tu l-ai fiert pe al tău 7 luni, da? Deci l-ai lăsat pe om să te cucerească, să se chinuie 7 luni. O să dispare. Păi care mai e frumusețea dacă nu? Vezi, suntem fericiți, trăim într-o perioadă în care încă, chiar dacă trăim în România, încă suntem fericiți. Păi și tocmai, trebuie să continuăm să credem în fericirea asta și în sentimente curate. Ce-ți mai dorești acum, planurile tale, în afară de faptul că trebuie să... Visez la o vacanță. Visez la o vacanță, nu? La o vacanță exotică, să stau pe plajă, cu oceanul turcoaz în față, cu zenii lângă, să fie deja la câteva luni.
Să știi că e ușor când alăptezi, mai ușor. Da? Da. E mai nasol, cred că... Tu ai alăptat? Da, eu am fost foarte atașat de... Am încercat într-o seară să ieși de la mine, dacă n-am văzut care-i treaba, s-a întors. A făcut un gest. Mă, nu, nu. E foarte deștept. Deci nu s-a... Da. Și-a dat seama că n-am nicio șansă. Nu. Și-a renunțat. Dar e mai ușor până la 4 luni. Să mergi, de exemplu... Noi am avut curaj, am plecat la 4 luni, cu 9 ore până în Grecia. Însărcinat sau... Nu, ea avea 4 luni, adică e mai ușor când copilul e mai mic și încă cu lapte, doar cu lăptic, de exemplu, da. Până apare diversificarea, că după aia e mai greu. Să te car cu toate oalele, sculele... Îmi dau seama ce bagaj trebuie. Da, tocmai din cauza putea, asta ați trebuie... Ați putea încerca o aroganță în septembrie, de exemplu. Eu cred că e cam, cam repede. Da, poți să pleci în ianuarie în Thailand. Bine, mulțumesc pentru... Și la afară de vacanța asta, pe zona asta de business, de afaceri, îți mai deschizi ceva? Sau te sincer, ceva? Îmi doresc foarte mult, după ce voi naște, să revin cumva și să... Nu că m-aș fi oprit, pentru că merg în continuare la evenimente, onorez contractele de imagine pe care le am. Sunt activă în mediul online, nu am luat o pauză de la nimic, dar îmi doresc să dezvolt și mai tare acest business și poate cine știe, nu știu, poate să... Te vezi așa vreun Kim Kardashian de România? Sau? Ei, na, doamne, mă văd Adelina Pestrițu, punct și atât. Nu e, nu, nu-mi place să mă văd mai mult decât ceea ce sunt. Îmi place foarte mult și admir familia Kardashiancelor. Le urmăresc pe E! Entertainment, dar sunt un nivel mult prea ridicat. Pentru că America este unde este și România este unde este. Da, dar... Kim Kardashian s-a lăsat cu un scandal sexual, adică nu era... Acum, în schimb, dacă se duce la opera din Viena, o plătesc 1 milion de euro. Au o strategie de marketing și mama lor este atât de deșteaptă încât nici noi nu ne dăm seama... Cam ce urmează să mai facă? Ei, am văzut recent că a fost la în ședință la Trump să o scoată a pe... A fost nebunie în America cu întâlnirea asta dintre da, Kim pe... și Trump. Care și pe doamna respectivă din pușcărie. Deci a fost... Femeia are niște strategii. Ce să mai te lasă? Paf! De pe zona asta online, la YouTube Business, pe cine mai admiri? Păi sunt foarte mulți oameni și nu-mi place termenul de influencer. Nu-mi place. Nu pot nici să-l pronunț, nici să mă consider. Oricine nici să... Știi, da, nu-mi place. Este atât de folosit și în atât de multe contexte cât, nu știu, eu vreau să cred că ceea ce desfășor eu în mediul online a luat-o pe un făgaș normal, frumos și benefic atât mie cât și imaginii pe care încerc să o păstrez la un anumit nivel. Dar asta cu influencerii mi se pare, nu știu, e ultra mega folosită cine, și... Cine poate fi considerat influencer? Influencer pentru mine și ăla de la meteo. Că l-am schimbă, dacă ești dependent de prognozele astea, schimbă viața. Poți să te duci aiurea îmbrăcat la o întâlnire cât te-ai luat după el. Sau ăștia cu zi, horoscop. Sunt mulți care cred în tâmpenii astea. Niciodată n-am crezut în horoscop. Nu, te regăsești. Voi pentru mine asta. Hei, ăla da, cum vorbește. Da, da. Deci, fecioare, nu sunt singura de pe pământ, înțelegi? Sunt, da, fecioare, că așa am nimerit. Tau, ascult, voi fecioare, ți se va întâmpla nu știu ce, săptămâna viitoare la job. Da, nu se poate potrivi. Umiliat pe pământul ăsta. Poate că există coincidențe, să, nu știu. Așa. Pur și simplu să te potrivești cu... Dar îți poți schimba? Sunt mulți care nu fac nimic fără să consultă un astrolog sau un astronom sau... Sau un gastronom, nu știu. Mai degrabă un gastronom. Da. Eu l-aș consulta zilnic, dacă aș putea mai ales în perioada asta. Da, sunt foarte multe persoane pe care le admir. Nu pot să zic, să dau un nume acum. Un top 3 femei pe care le... Femei? Da, femei, de exemplu, care îți plac foarte mult. Îmi place foarte mult. Mihaela Rădulescu. Da. Foarte mult. Și aparte de tot ceea ce s-a scris prin presă și tot ceea ce s-a format așa în jurul relației dintre ele, îmi place și Andreea Marin. Sunt genuri diferite, dar femei puternice care au reușit, care știu ce vor de la viață și le admir.
pur și simplu. Nu... Mai există și o a treia, adică mai intră și a treia în topul ăsta? Atât? Nu neapărat din România. Îmi place Andra. Și Andra. Andra, da. Mai mult decât Delia? Și Delia. Nu pot, sunt stiluri atât de diferite încât aș găsi la fiecare un segment care, pe care să-l adore, efectiv. Și la femeile astea sunt foarte puternice și foarte și nume sonore și muncitoare și îmi plac mult. La, la bărbați? Uh-huh. Păi dacă tot am luat juriu de la România au talent, așa, de la îmi place de Florin Călinescu pe primul loc. Mi se pare un tip foarte, foarte, foarte inteligent și care rezistă totuși în lumea asta de ani de zile. Și nu pe prostii, ci pe ce are aici. Cine să-ți mai spun? M-ai luat așa... Stai că ți-am zis că am probleme cu memoria în perioada asta fiind însărcinată, da? Mulțumesc, Cristina! Eu vreau să pun și eu mesajele. Mi-a murit telefonul, s-a descărcat. Cristina, ajută-ne! Dă-i Adelinei și Ian Badaniec, mai stăm un pic, un minut și trebuie să bem și noi în prosecco. Să mai văd mesajele. Așa, ai zis Florin Călinescu. Da. Și din... Da, nu neapărat din România, dar să zicem din România totuși, din personajele care ți se par că ar put... au cu adevărat ceva de transmis. Cine ar mai fi? Nu știu, sunt foarte multe persoane publice pe care le admir. Unul care să... Horia Brenciu îmi place și cum cântă și... Da, e un, e un personaj de... plurivalent. Are un simț umor, un simț al umorului aparte și de câte ori își face apariția undeva e... Catalizează. Da. Sau monopolizează universul ăla. E adevărat. Ștefan Bănică îți place? Îmi place. Și cum cântă. Și cum? Și cum arată, este impecabil tot timpul, la 4ace. Și cum s-a menținut. Da. La un nivel. Adevărul... Asta spune multe despre un om. Adevărul că după mine din în spate nu mai vine nimeni. Să nu scadă coroana de pe cap, Mădălin. Nici o șansă. Unii se nasc așa, n-ai ce să faci. Bine, glumesc. Sper că înțelegeți treaba asta. Adelina, mulțumim. Lumina e ok? Mă uit și eu acum. E ok, în afara faptului că m-am încălzit. Avem ventilator incredibil. Aici. Avem ventilator aici, dar n-avem ce să facem. Ultima cină romantică cu Virgil? Cum a fost? Ultima nu, ultima, cea mai recentă poate. Cea mai recentă, da. Că ultima nu. Da, ultima cum a fost, să nu zic, da, că va fi ultima. Păi am fost la un restaurant, un rooftop. Tu îl inviți? Asta vreau să zic. Nu. Sau te invită, îți mai face surprize? Da, îmi face surprize și eu îi fac lui surprize. Sau pur și simplu ne hotărâm de comun acord ce să facem în, în seara asta și, și o luăm din loc. Seara asta... Da, dar fără lumânări sau chestii. La noi romantismul asta se traduce un pic altfel. Nu știu, puțin, chestia asta e puțin freaky, chestia asta cu lumânările. Eu știu că lumânările le punem la... Nu mormânt, e, să știi, la... se pot face, se, pot, se poate face la o atmosferă plăcută. Știi, de rigoare, adică... Dar la... mai ales acum vara te încălzești. Ce să faci cu lumânările? Ok, aia cu cada, cu lumânările, până la un punct merge, ok, sunt de acord. Mulțumim mult, Adelina. Și eu vă mulțumesc. Îți doresc mai bine, mulțumesc pentru prezență, pentru tot ceea ce s-a întâmplat în această seară. Și eu mulțumesc. Așadar, mult. Dacă vrei să participați la momentul nașterii... care se va întâmpla în august. Adelina vă invit. Nu, 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 nu este niciun fel de ziua Izabelei, nașterea mea. Și camera, ca să știu oamenii să vină. Nu, să... nu, nu, nu. Nu e, Mădălin, nu mai induce oamenii în eroare. Asta e un... Dar naște aici, în București? Sau... Da. Pleci din țară? Da, în spațiu. O să nu, nasc la clinica din spațiu. Pentru facilitățile pe care le-ar putea primi copiii ulterior, nu știu, prin Austria, pe la Viena, la Madrid... Mm. Facilității poate primi și aici în România. Doctorii sunt foarte buni.
E bine să avem aproape pe cineva când... La Paris nu știu de ce ai mai vrea să te naști, că peste 18 ani când ar putea lua cetățenie franceză, de ce ți-ai luat cetățenie într-o țară care ar putea deveni musulmană, adică... Nu m-am gândit până acolo, dar nu, în România se întâmplă... Deși țările, n-am nimic cu țările musulmane, dar parcă aș fi vrut ca Franța să rămână în continuare în aria pe care o știam noi. Asta e o altă discuție, mersi din suflet. Mulțumesc și eu. Și ne apucăm să mâncăm fuietajele astea acum. Poate tu. Poate. Mie mai dăm un pahar de limonadă. De limonadă, nu? Avem și lasă-mă așa pe putut avea și pepene. Dietă. Chiar aveam un pepene acasă. Pe dietă, vorba vine. Avem știi că pepene? E foarte... Da, am greșit eu, e prost. Da. Am luat un pepene, dar nu e. Da, și eu un singur pepene. L-am nimerit bun dintre... Știi cum e la pepene? Trebuie să-l ciocănești. Știi ai treaba asta? Nu. Deci îl iei în mână, normal, îl ciocănești, bați în el și pui urechea. Și dacă suna gol, deci ca și cum ai bate într-o ușă. Nici să nu mai ești. Și trebuie să sune gol, aproape cu ecou. Dacă sună cu ecou, ai mari șanse să fie ok în perioada asta. Dacă da. Nu e prea copt. Dar oricum ai șanse mari să fie. M-a învățat și mine un... Și cireșele sunt bune, fermier. Dacă nu găsim pepene. N-ai crezut în horoscop? Atunci de ce... Pui pe Facebook. Ce? Azi eu nu mi-am ghidat viața după horoscop, e evident. Mm. Dar sunt oameni care... Vi se pare cred că nu, vreo... se referă la articolele de pe, din cadrul revistei Eda Magazine, care sunt postate zilnic pe pagina mea de Facebook. O mai nimeni și ăștia, nu? Nu, dar unii oameni chiar își ghidează viața după, exemplu, după horoscop. Eram la direct, asta nu spun tot la final. Ce scrie, stai puțin, nu tot ce scrie pe, în cadrul revistei Eda Magazine mă privește în mod direct. Sunt oameni și oameni. Corect. Nu e o rețetă universală. Normal. Eram la acces direct și la un moment dat a sunat, nu mai știu care era subiectul, aveam, căutam niște fete dispărute și chiar le-am găsit. Și a sunat o doamnă astrolog, senzațional, și a vorbit ceva pe cazul respectiv, după care mi-a transmis, am rămas mut, că se vor petrece schimbări majore în viața mea. Și a zis și ce se va întâmpla. Și? Deci a fost o chestie... Sunt oameni cu har care te nimeresc. Era astronom și astronom în același timp. Numerolog, pardon, numerolog. Numerologia este cu totul altceva, o știință aproape sacră și cred foarte mult în povestea asta. E o știință care a fost recuperată cumva de fizica cuantică și, mă rog, e o altă discuție. Încă o dată mulțumesc mult. Vă mulțumesc și pentru mesaje. Și eu mulțumesc. Foarte multe. Eu nu văd foarte bine. Dacă vrei, citești tu din mesajele astea, eu o să le răspund ulterior. Bună seara, bună seara, noi vă mulțumim, te iubesc, Adelina, ce drăguț. Mama Mădeline, era dor de tine. Ne este dor reciproc, ce să facem? Ne mai vedem în felul acesta. Eu zic că ăsta e viitorul, v-am spus, piața online se dezvoltă și mediul ăsta este mult mai liber și mai ofertant în acest moment, chiar dacă televiziunea rămâne un miracol și un mister în continuare și un punct major de atracție pentru români. Da. Multe mesaje pozitive. Sunt foarte multe mesaje frumoase pentru care le mulțumim tuturor celor care au trimis. Acestea fiind zise, băieți, mulțumesc. Prieteni, ne revedem în curând, cred că miercuri, cu o poveste românească de succes. Da. Fetele de la Like One, care... au reușit să talentate, devină un fenomen, da, în spațiu virtual. Vor veni la Mădălin Ionescu Show și avem și alte surprize. De exemplu, într-una dintre zile vă voi prezenta unul dintre instructorii români care au reușit să salveze vieți la propriu și care au adus în România niște scule pe zona asta de gym care te pot salva și chiar o chestie motivațională și vor cunoaște și prietenii noștri, printre alte. Va veni și Trump, Donald ăsta și cu Mick Mikey și cu super, invitații de seamă. Săptămâna viitoare, n-am putut să refuz. Pe mine să mă chem când ai pe Riana. Maluma a zis că vine, că trece prin București, așa, și vine și Fonsi, m-a sunat ieri. Deci, toate cele bune. Vă pupam. Mai bine.